S-au săturat de promisiunile actualei guvernări și spun că alegerile din 13 noiembrie sunt singura șansă de a schimba clasa politică. Asta susțin mai mulți locuitori ai satului Cuhnești, Reunu Glodeni, care s-au întâlnit ieri cu președintele PPDA, Andrei Năstase. În momentul de față ziceam că sprijinim același candidat, este vorba de Maia Sandu. Nu am luat această decizie pe baza unor acorduri scrise sau pe baza unor împărțeli, a unor trocuri, a unor târguri. Nu, această decizie a fost luată pe baza angajamentului nostru față de țară, dorinței noastre nețărmuite de a face schimbarea în această țară, schimbarea în bine, pentru a ne putea și noi, într-o bună zi, considera cetățeni care trăiesc într-un stat, trăiesc și nu subzistă sau nu există. Pentru că în momentul de față numai trai nu se cheamă să trăiești cu o pensie de 1.000, de 800 de lei, de 900 de lei, în condițiile în care statisticile spun că ai minimul de existență constituie 1.834 de lei. Eu sunt pentru Maia Sandu. Dar de ce? Am să o susțin pentru că este o femeie corectă și puternică și așteptăm de la dânsa multe și mai ales corupția să dispară. Și eu apreciez pentru ceea ce nu apreciază mulți, că a pus video la BAC, dar eu apreciez pentru că pe timpul nostru terminam foarte bine clasa 11, dar nu reușeam nici din cei buni să alegem la universitate numai cei mai buni. Dar acum, pe contracte, reușesc să plece la universitate toți copiii care sunt achitate contractele pe spatele părinților, care lucrează în țări străini. Putem pentru doamna Maia Sandu. Platforma, da, vrem ca poporul nostru să aibă niște oameni onești, nu niște cum șed acum niște bandiți la guvernare. Iată, Dodon spune că a să ne ferișească. Și fel de ferișire, dacă el ne-a ferișit de când a intrat în partidul ăsta, din 2005 a intrat. El a plătit gazul câte 400 de dolari. 40 de miliarde plătim anual. Uitați-vă, mulțiți la 10 ani. Câte miliarde avem noi plătit până acum? Iată care e situația. Maia Sandu e o femeie deșteaptă. Mai avem și noi greșeli. Da, cred că să le îndreptăm și noi. Oamenii prezenți la întâlnire și-au exprimat solidaritatea față de candidatul comun la prezidențiale și au spus că gestul pe care l-a făcut Andrei Năstase este unul demn de respect. Locuitorii din Cuhnești spun că sunt dezamăgiți de fără de legile din țară, iar singura șansă pentru o viață mai bună este ca Maia Sandu să devină președinte. Maia Sandu este unicul candidat la prezidențiale, un candidat antioligarhic, este un candidat anticorupție, este un candidat care îl preocupă grijile oamenilor, îl preocupă viitorul acestei țări și a copiilor noștri, spre deosebire de contracandidatul ei, care se preocupă de lucruri geopolitice care, iată, ne-au adus în situația în care ne-au adus. Să nu avem locuri de muncă, să nu avem salarii și pensii bune, să avem oamenii noștri plecați peste hotare din cauza micșorării numărului de locuri de muncă exact în perioada în care acest contracandidat, vorbesc de Igor Dodon, a fost la guvernare. Oamenii și-au exprimat convingerea că va fi ales un președinte care va face ordine în țară și le va oferi tinerilor un viitor acasă. În lipsa unor argumente împotriva doamnei Maia Sandu, puterea împreună cu cel care a rămas astăzi în cursă și este candidatul susținut de putere, inventează tot felul de inepții legate de, așa zisă, venire a peste 30.000 de sirieni, care este un fals. Ideea că Maia Sandu ar fi închis biserici sau ar fi interzis icoanele în școli, care iarăși este un fals. Întâlnirea cu locuitorii din Cuhnești s-a desfășurat în Casa de Cultură din sat, iar sala a fost arhiplină.